Haideți să vedem ce se întâmplă. Ce arată? Formatul. The identity card cannot be recognized. Please, reinsert or format the SD card. Mai devreme mi-a zis că este stricată, cum zice, că nu se găsește cardul. Și când pun degete foarte cald aici, lașcam, e fierbind. Ce e temperatura? 23 de grade. Deci senzorul e aici, poate și sub 20 de grade. Am condus la geamuri jos. Ce facem acum? Oprim? Așteptăm să moară. It is about to enter the parking surveillance mode. Interesant, cum ies în parking surveillance mode. Dacă cardul este stricat. Dăm la contact și ne uităm din nou și voilà! Înregistrez. Ce trebuie să fac eu? Hai să pun degetul așa. Ce trebuie să fac eu? Că gunoiul acesta, cum v-am zis și data trecută, n-a înregistrat nimic. Aici, deși pe parking surveillance mode, mai oprim, opa! Ați auzit, nu? Ce zice așa? De ce atunci? Și aici pe stradă nu trece nimeni. După ce duminică mi-am lăsat mașina așa și luni deja după masă era bine. Și luni după masă cu zgârieturi adânceaste, foarte adânc. O să nu e doar lacul. Foarte adânc, foarte adânc, foarte adânc. Zgârieturi și aici. Continuă ceva. Uitați-vă aici ce se întâmplă. Cine plătește reparație? Întreb din nou. Nu știu dacă am pus prima înregistrare pe YouTube. Dacă nu o să o încarc. Cine plătește? Uitați-vă acum. Încet. Și începe. Așa. Cine plătește? Pentru că eu am plătit. Să am dashcam-ul acesta, să nu am probleme. Dacă cineva mi lovește mașina, dacă strică așa cu ceva, vopseau, lac, altceva, să fie înregistrat. Timp de 5-6 zile n-a fost nicio înregistrare de supraveghere. Și ați văzut doar închid ușa sau deschid ușa și se pornește să înregistreze. Acum se vede că înregistrează. Atunci, la momentul respectiv, săptămâna respectivă, n-a fost nicio înregistrare. Deci mașina stă aici. Și mă duc cu mașina undeva și mă întorc și așa. Și nu a înregistrat nimic. Nimic. Deloc. N-a făcut nicio înregistrare. Asta se întâmplă, a început să se întâmple, după ce am făcut firmware update, ca să ridicem geamul, după ce am făcut firmware update, pentru că, da, și cam am zis, băi, trebuie să faci firmware update, în timpul descărcării unei filmuleți, m-am montat de o adresă la alta și am vrut să am pe telefon un videoclip acolo, pe drum, cum am condus pe drum. Pentru memorie, pentru viitorul să rămână. Și atunci zice, băi, trebuie să faci firmware update. Ok, am făcut.
Și a început să se încălzească foarte tare gunoiul acesta. Asta nu e coincidență, nu sunt coincidențe. De pe pământ nu sunt deloc. Nu se poate asta să meargă timp de 2-3 luni bine, să facă înregistrări tot așa cum trebuie, tot cu un card singur de 64 de giga, fără nicio problemă. Și într-o clipă, bam, fă factory firmware update, și eu fac firmware update, a început să înregistreze, să zică că începe înregistrarea din nou. În timpul înregistrării, eu mă duc cu mașina, fiecare 5, 6, 7, 10 minute, îmi zice, începe înregistrarea. În engleză, am uitat exact formulă cum este. Încep să înregistreze, încep să înregistreze. Câteodată de 2 de 3 ori, în timp de 2 minute, o de 2 de 3 ori. Și eu conduc, nu fac nimic. Încărcătorul este în priză, tot merge, eu conduc fără nicio problemă, eu sunt singura persoană în mașină și conduc fără nicio problemă. Și nu s-a întâmplat nimic, până acum. Acum, după ce s-a întâmplat acum o lună, asta firmware update-ul, a început să zică totdeauna, eu conduc, se înregistrează și zice că din nou începe să înregistreze. Și într-o clipă, bam, cardul este stricat. Aici era scris că cardul nu se cunoaște, cum se zice în română, nu știu. Cannot be recognized, cum e scris, dar zice, băi, cardul este stricat. Cum era? Please replace the card or format it. Format or replace the card. Ok, why? De ce? De ce? Pentru că gunoiul acesta era stricat din cauza unui firmware update care am fost forțat să fac. Anem să plec din România. Nu? Și eu nu îl pot face aici că sunt în roaming. Pentru ca să 100% folosește roaming-ul. Că eu nu pot lega telefonul de un Wi-Fi și eu să în paralel să iau legătură cu ăsta prin Wi-Fi. Nu merge. Și am stuck, cum se zice în engleză. Am fost blocat aici cu firmware-ul gunoi. Și cu dashcam-ul gunoi. Ce facem? Nu știu cine plătește reparația mașinii, că nu sunt eu. Sau vânzător, sau producător. Că gunoiul acesta s-a întâmplat după ce am fost forțat să fac firmware update. Și eu am făcut. Și firmware-ul cel nou, deci trebuie fi 100% perfect ca firmware-ul cel vechi. Ce s-a întâmplat? Au oprit să înregistreze de multe ori în mod de supraveghere. Zice în mod de conducere, bă, cardul este stricat, trebuie fi făcut format sau să fie înlocuit cu un alt card. Deci cardul e perfect și se vede. De 4, 5 ori, poate și de mai multe ori, am făcut format, așa cum zice, bă, ok, bine, hai, facem format. Să vedem ce se întâmplă. Tot la fel. Nu știu, cine plătește? Nu plătesc eu reparație. Și cred că nu trebuie să mă duc la tribunal. Că o să câștig. Poate fi făcut o investigare sau o investigație, nu știu cum este exact în română, să se vadă cu ce firmware este. Aici pe hardware-ul dashcam-ului 100% este informație când este făcut firmware update-ul acesta și. Ce să se vadă? Putem face și un test în timp de 10-15 minute, chiar în sală de tribunal, o să se încălzească gunoiul acesta și să zică, cardul este stricat. Putem încerca cu 100 de carduri diferite. La fel. Așa, vreau să știu cine plătește reparația mașinii mele. Că nu plătesc eu. Mulțumesc!